O persoană a decedat, iar alte trei au fost rănite într-un accident rutier petrecut ieri după amiază pe DN1 în dreptul localității Băicoi. Un motociclist a lovit din spate un autoturism, iar acesta, la rândul lui, a intrat în coliziune cu un altul care circula pe același sens de mers. Din primele cercetări ale polițiștilor de la rutieră, se pare că vinovat de producerea carambolului este motociclistul care avea viteză mare. De altfel, acul kilometrajului vehicolului pe două roți s-a blocat la 140 de km h Motociclist a plătit cu vârf și îndesat propria imprudență pentru că nu a mai putut fi salvat de medici. Pasagerii mașinii cu care acesta s-a ciocnit au fost și ei răniți, dar au ajuns în siguranță la Spitalul Județean din Ploiești, unde au primit îngrijiri medicale. Traficul rutier pe DN1 în zona intersecției cu drumul spre Liliești a fost îngreunat mai bine de o oră.